Arta de a trăi, motoul doamnei dr. Angela Haimovici, cea care cunoaște miracolele naturii și împărtășește această taină tuturor celor care doresc să-și mențină sănătatea, cât și celor suferinți. Sunt țări în care există societăți unde mamele, tinerele, viitoare mame, merg și primesc o educație. În momentul când copilul a ajuns pe lume, trebuie să știi ce să-i dai, cât să-i dai, cum să-i dai, nu să-i duci tot timpul, să-i pui suzeta care, după cum știm astăzi toți, nu este sănătoasă, să-i dai un lapte pe care să știi sigur că un lapte e sănătos și nu conține chimicale, pentru că trebuie să te întorci la serviciu și să iei bani în loc să gândești la copilul ăla că într-un viitor va fi, nu va fi sănătos și o să trebuie să te duci cu el la doctor. Ce putem face, doamna doctor, pentru că iată, trăim într-o lume, aș putea spune, a stresului și mai mult decât atât, am observat că se merge foarte mult la fast food-uri. Adică tocmai în acest sens nu avem o educație, pentru că cu toate că alimentele sunt cu chimicale în ele sau nu sunt întotdeauna exact ceea ce ar trebui, foarte puțini oameni sunt care citesc exact ce scrie pe produsul respectiv, dacă conține foarte multe euri, n-au nicio treabă cu acest aspect. Domnișoară, eu întotdeauna i-am învinovățit pe cei care au dat aprobare. Vin corect. Și fac o remarcă. Nu putem să trăim fără aditivi, nu putem, pentru că suntem mulți. La unii nu ne mai place nici să mai lucrăm în agricultură, suntem mulți. Nu facem față și nu putem să alimentăm o populație numai cu ce facem într-o vară. Trebuie să folosim și pesticide, trebuie să folosim și chimicale, trebuie să folosim... Dar depinde de cantitate, exact. Pentru că nu sunt controlați mai departe. N-aș vrea să facem, nu-i frumos să vorbești, dar eu cred că eu nu încerc să vorbesc acuz pe cineva. Poate că cineva deschide ochii. În momentul când ai dat aprobare, mai du-te și mai controlează, mai obligă să facă o analiză. Eu nu vorbesc de România. Asta se întâmplă în toată lumea. Înțelegeți? Acum, vorbiți de fast food-uri. În general, în lume, fast food-urile s-au cam scos. Puține locuri în lume unde mai sunt. Iar România e o țară puțin mai nouă în fast food-uri, dar cu cei mai mulți bolnavi. După câte bine știm, foarte mulți copii, păcat că nu pot să spun de cea mai grea boală, la fiecare un copil în România, un copil pentru mine, un copil desigur, între 20-30 de ani, cancer de colon, de exemplu. Sau mai nou, la fiecare 16 minute și știrea am văzut chiar în România, deși cunoșteam statistica asta, la fiecare 16 minute avem un bolnav de plămâni. Am urmărit niște emisiuni și am dat de doamna dr. Haimovici. Luând medicamentul ei, sunt într-al doilea an în care mă simt foarte bine și chiar azi am fost și am luat niște analize și mi-au ieșit foarte bine. Și pe calea asta țin să-i mulțumesc foarte mult lui doamna dr. Haimovici și tot așa îi doresc și ei sănătate cum mi-o doresc și mie, ca să ne poată ajuta, să poată ajuta pe toți bolnavii. La preparatele de la țară, la fructele luate direct de la țăran, laptele direct de la țară, nu? Dacă îmi pare rău că nu am, chiar nu de mult m-am întors din America și le-am trimis la fete la toată lumea, ne-am trimis imagini cu lapte, cu reclama pentru lapte făcută în ferme, reclama de la... Deci, originală, da? Laptele original, fără să... Eu sunt sigură că există o pasteurizare precis, pentru că nu se poate altfel, pentru că un lapte, chiar dacă l-aduci de la fermă, acum, nu o să țină decât până mâine dimineață, indiferent unde pui și cum îl pui, înțelegeți? Deci, trebuie să luăm toate astea. Nu înseamnă de acum că dacă trebuie să mănânci lapte de vacă sau lapte de capră, sau să, nu trebuie neapărat să pleci fiecare zi până la coșeret.
Hai că mi-am amintit de un nume. Nu știu dacă se-mi face acolo, dar vă spun, nu trebuie să duci în fiecare zi, poți să le iei din orice supermarket, înțelegeți? Deși eu am văzut și în România foarte mult. Dar americanii au început și americanii care, pe care toată lumea e cam critică, nu este adevărat. Când aud, nu le dau dreptate, ei trăiesc în păduri mai mult, nu toată America, e adevărat. Ei au laptele original, așa cum dumneavoastră m-ați întrebat, în ce mai multe ferme se ridică acum. Ei mănâncă mărul cules, chiar vă dau și dumneavoastră să vedeți și n-aș putea să spun că neapărat trebuie să mănânci, dar bine ar fi să nu mai folosim atâtea pesticide. O să veniți la noi și o să vedeți mere care sunt lovite de piatră, dar sunt și vizitate de, știți dumneavoastră, da, de ea mai deștepți decât oamenii. De ce să nu ne mănânci la rungi? Pentru ce? Pentru ce să duci în prăpărie și să iei roșia așa de mare? Deci ia una de la zăran ca să fii mai sănătos și o să-ți meargă mai bine, dar nu întotdeauna. M-am urmărit la televizor emisiunea doamnei doctor Haimovici și mi-a dat o foarte mare încredere în produsele care le prezenta. Și am zis, hai să încerc. Am comandat produsele, după una, două săptămâni, cel mult, starea de sănătate s-a îmbunătățit foarte mult, fiindcă eram într-o stare, nu mai aveam nici putere, nici poftă de viață, nici poftă de mâncare, nici... Eram într-o stare și demoralizată. Toate s-au îmbunătățit la ecograf, pe măsură ce luam tratamentul, nodulul se micșora. Am urmat cu strictețe alimentația care era recomandată. Împreună pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Dea și Dinu Maxer. Stimați telespectatori, ne aflăm pe litoralul românesc, alături de mine Dea și Dinu Maxer. Iată, se pregătesc de un spectacol în această seară, de altfel știu că în fiecare seară susțineți aici pe litoral spectacole. Pentru început, cum reușiți să îmbinați viața de familie cu cea de artist? Asta e cea mai bună întrebare. Faptul că prezentăm spectacole, cel puțin aici, în locația asta, din 2005, sau în 2005 am început. Faptul că suntem acum și părinți și gazdele unui show de terasă este într-adevăr o misiune grea. Am observat că și copilașul e alături de voi. Așa este, suntem în trei. Acum câteva secunde era alături de noi, acum ne uităm după el. De obicei așa se întâmplă atunci când suntem pe scenă, ochii ne fug după Andreas pentru că se plimbă pe terasă. Îi întreabă pe ceilalți copii cum se simt, dacă socializează pot, da, foarte mult, se joacă cu copii. Se simte deja ca acasă pentru că suntem de ceva timp aici și susținem aceste spectacole despre care și tu ai spus. Răul vine ca și vântul, iar cuvântul ca și gândul. Se preschimbă într-o pată neagră mată, Doamne iartă. Bărbatul ce nu poate să nu certe și să ierte. Me fish habati gikida e da habibi.
Doamnelor și domnilor, ne aflăm în grădina interioară a unui frumos hotel din Jupiter și alături de mine se află domnul Onea Hănel, managerul acestui hotel. Bună seara, domnule Onea, bine v-am găsit! Bună seara, bine ați venit! Observ că hotelul este plin de turiști. Ce facilități oferă acest hotel? Hotelul Majestic are o tradiție îndelungată privind pentru familii cu copii. Putem aminti aici de programul artistic care îl organizăm în fiecare seară pe terasa Hotelului Majestic, un program artistic diversificat cu care puține terase, cred, pe litoralul românesc se pot mândri. Avem artiști consacrați care vin aici și încântă turiștii. În această vară... Un mod plăcut de a-și lua cina, un da? Mod foarte plăcut de a-și lua cina. Ascultă muzică, dansează. Exact. Fără de litoral, de mare, ei se pot relaxa, turiștii, evident, și aici la piscină sunt puse șezlonguri la dispoziție, un bar care le stă la dispoziție cu băuturi răcoritoare și nu numai. Ce alte moduri de relaxare oferiți turiștilor? Piscina este elementul central, într-adevăr, în mijlocul terasei. Barul în jurul, de lângă piscina, asigură băuturile, cocktailurile pentru turiștii care doresc să relaxeze pe piscină. De asemenea, un alt mijloc de relaxare, aș putea spune, de unicitate pe litoralul românesc, este hamamul. Este un proiect care l-am început anul trecut și, într-adevăr, începe să prindă contur. Hamamul este considerat în țările orientale un mijloc de socializare. Pentru turiștii români este mai mult un mod de relaxare. În acest hamam avem o saună umedă. Se fac procedee specifice de peeling. Avem specialiști aduși din Turcia. După care urmează un masaj de relaxare sau un masaj terapeutic, după care relaxare într-o cameră unde se poate asculta muzică ambientală, muzică de relaxare. Într-adevăr, turiștii după hamam se simt foarte relaxați și foarte plini de energie. Un om gospodar, un primar care a pus mult suflet în tot ceea ce a dăruit locuitorilor comunei Dobroiești. Bună ziua și bine ați venit la noi. De la început aș vrea să subliniez că am acceptat acest interviu pentru Dobroiești. Dacă s-ar fi pus problema de a da un interviu pentru primar, pentru persoana mea, probabil că aș fi amânat întâlnirea. Într-adevăr, există istorie și la Dobroiești și chiar înainte de a începe discuția cu noastră, făceam o socoteală rapid. Dacă Bucureștiul sărbătorește 555 de ani de atestare documentară, la fel de bine ar putea să o facă și Dobroieștiul prin satul Fundeni, care împlinește 455 de ani. Deci există vechime. Vechime atestată chiar de lucrarea pe care noi am dorit să o facem, să o realizăm în urmă cu 4 ani.
Știu că încă sunt monumente istorice de cultură pe acest teritoriu, în comuna Dobrești. Cu această ocazie, da, echipa de care a elaborat monografia localității, într-adevăr, au reușit să scoată în evidență lucruri pe care foarte puțină lume le cunoștea la acea dată, sau lucruri chiar noutăți, ascunse, de fapt, lucruri ascunse, neștiute de noi toți. Vorbesc de Biserica Fundeni, care în momentul, adică este catalogată monument istoric, dar nimeni nu știa de existența unui culoar de legătură între acest obiectiv și palatul sau reședința care a existat undeva în zona Ostrov, deci un culoar secret către acel conac. Actualmente este vorba de zona strada Între Vii. De asemenea, în biserica de la Dobrești au fost găsite, s-a identificat o cruce de lemn zidită și ascunsă în perete. Lucruri interesante, zic eu, care odată scoase la și cu multă lumină, încărcătură energetică, aș putea spune. Pentru noi, știți cum e, în momentul în care nu-ți cunoști, să spunem, rădăcinile și originea, te simți, să spunem, cel puțin eu care sunt născut aici, parcă nu ai așa o legătură foarte mare, dar avansând, să spunem, în istorie, te leagă mai mult de zona în care trăiești. Domnule primar, știu că sunteți deja la al treilea mandat și aș vrea să ne povestiți puțin cum ați găsit comuna Dobroiești atunci când dumneavoastră ați fost ales primar și cum este astăzi, pentru că am văzut că sunt foarte mulți investitori, deja au venit, sunt convinsă că sunt mulți care doresc să mai investească în această zonă, să vorbim puțin și de infrastructură, deci haideți să o luăm cu începutul. Cum era comuna Dobroiești când dumneavoastră ați fost ales primar la primul mandat? Ați amintit de faptul că sunt într-adevăr la al treilea mandat de primar, la care se adaugă unul de viceprimar, deci eu am început activitatea undeva în anul 2000. În momentul în care nu aveam decât 26 de ani atunci, experiența mea în domeniul acesta într-adevăr era zero. În afară de, să spunem, experiența gospodărească de acasă, unde părinții care mei, e foarte importantă unde pentru, părinții mei, într-adevăr, da, au avut grijă să-mi transmită, cum să spun eu, ce înseamnă munca și, într-adevăr, să mă pună să fac lucruri care, într-adevăr, mai târziu mi-au prins bine. Am să deci vorbesc simțul de gospodar, dar cred că și dorința de a vrea să faceți ceva pe locul unde de fapt v-ați născut, să schimbați practic. Cam asta a fost, să spunem, motorul pentru toată activitatea mea. Într-adevăr, am vrut să demonstrez că se poate și că trebuie. Deja vorbeam de anul 2000, când, de ce să nu recunoaștem așa ca o glumă, se spunea că vine sfârșitul lumii. Se pare că pentru Dobrești, da, a fost începutul lumii civilizate. De ce spun treaba asta? Pentru că în anul 2000, dacă bine mi-aduc aminte, o singură stradă de 200 de metri avea rețea de canalizare și era pietruită, să spun, corespunzător, cu o piatră cubică frumos așezată. Restul străzilor erau ori de pământ, ori cu piatră bolovan de rău. Începând cu anul 2001, vorbim de rețeaua de apă, după aceea undeva 2003 a fost rețeaua de gaze naturale, începând cu 2005 rețeaua de canalizare și asfaltarea undeva în anul 2008 au fost demarate lucrările. La ora actuală, spun eu, chiar dacă mai există, eu știu, mici zone cu, nu cu probleme, dar unde nu am
reușit să închidem lucrările. În ierarhia celor 40 de localități din Ilfov am curaj să spun că ne putem situa între primele 5. Care ar fi problemele în acest moment cu care vă confruntați, domnule primar? Mai sunt probleme? Probleme sunt și vor fi. Pentru că localitatea se află într-o expansiune continuă, atât din punct de vedere demografic, cât și din punctul de vedere al extinderii zonelor unde se realizează construcții. Demografic avem o creștere de 48% raportat la ultimul recensământ din 2002 la cel din 2012. De la 6250 la aproape 9300 de locuitori. Sunt localități unde numărul locuitorilor a scăzut. La noi se adaugă, sunt sigur că astăzi când vorbim, și pentru că sunt mulți investitori și am observat că s-au construit foarte multe vile și foarte multe apartamente, sunt foarte mulți tineri care au venit și au cumpărat un apartament în această zonă și ar trebui să spunem totuși și faptul că comuna Dobroiești este foarte aproape de București, practic depinde din ce zonă, dar un kilometru sau poate și mai puțin de atât. Rămâne transportul în comun. Da? Și cunosc problema aceasta ridicată atât de locuitorii statului Dobroiești, cât și aveți de cei... Aveți în plan să rezolvați această problemă? Îmi doresc la un moment dat să ni se dea posibilitatea să putem să ne organizăm, să spunem, transportul în comun pentru locuitorii comunei noastre. A găti este o artă. Astăzi vă prezentăm o nouă rețetă culinară. Ce ne-ați pregătit astăzi? Astăzi vom pregăti o tigaie picantă. Avem nevoie de piept de pui, file de porc, ceapă, roșii, ardei, usturoi, ardei iute, sare, piper. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm în prepararea acestui fel? Deci, primul lucru care îl vom face, vom adăuga, pune ulei, ceapa și ardeiul la început, după aceea pieptul de pui și fileul de porc, iar la sfârșit vom pune roșiile, ardeiul iute și usturoiul tocat mărunt. Există vreun secret în prepararea acestui fel? Legumele nu trebuie să făcute definitiv, adică trebuie să fie un pic al dente. Am încins uleiul în tigaie, adăugăm ceapa și ardeiul. În 15 minute a fost gata tigaia picantă. Să o gustăm! Este excelentă! Vă doresc poftă bună!